Despre unul dintre oamenii care a trăit pe acest pământ, un om important în America, unul dintre președinți, Abraham Lincoln, scria păstorul bisericii în care Abraham mergea la un moment dat, că venea des la biserică și că unul dintre lucrurile pe care le purta cu el mereu, nu doar la biserică, ci și în alte locuri pe unde mergea, era Biblia. Spunea omul acesta, avea o Biblie veche de la mama lui, Abraham Lincoln, și o purta cu el și era toată însemnată. Într-o duminică povestește cum la final de program a reușit din mâna cu el să pună mâna pe acea Biblie și mare a fost curiozitatea să o deschidă, pentru că era Biblia din care acest om a fost învățat de către mama lui. Și la un moment dat a zis, am pus mâna pe Biblie și am avut o curiozitate. Știți că pentru că deschidem Biblia într-un loc foarte des, în momentul în care o ții și vrei să o deschizi așa la întâmplare, se deschide în acel loc în care e foarte utilizată. Și scria păstorul acesta, mare mi-a fost mirarea să văd că locul în care s-a deschis Biblia era Psalmul 37 și acolo erau subliniate două versete, versetul 1 și versetul 7, care spun așa: nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în el. Și versetul 7: nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Taci înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, sunt niște cuvinte interesante despre care păstorul scrie. Am fost mirat să văd că omul acesta a deschis cel mai des Biblia în acest loc, pentru că a înțeles că de multe ori în viața lui sunt lucruri de neînțeles și trebuie să tacă și să nu facă mai mult decât să tacă, să nu se uite, să judece, ci să aștepte ca Dumnezeu să intervină. Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta m-am gândit să vorbesc despre acele momente din viața noastră în care Dumnezeu pare de neînțeles. Când Dumnezeul nostru pare de neînțeles. Sunt acele momente, dragii mei, din viața noastră când modul de gândire a lui Dumnezeu nu se potrivește în gândirea noastră. Când așteptările noastre, după ce ne-am întors la Dumnezeu, par înșelate așa aparent. Pentru că am venit cu niște așteptări înaintea lui Dumnezeu și uite ce face Dumnezeu pentru noi. Sunt acele momente în care Evanghelia pare prea radicală pentru noi și ne se pare de neînțeles de ce Dumnezeu ar cere anumite lucruri în viața noastră, de ce nu lucrează într-un anume fel sau de ce lucrează așa. Ne întoarcem la Dumnezeu și parcă nimic nu e așa cum ne-am așteptat și vreau să citesc versetul din care sunt inspirat pentru acest mesaj în seara aceasta, Romani 11:33, și aș vrea să mai adaug apoi câteva versete din Habacuc, versete cu care voi încheia în seara aceasta. Psalmul Romani 11:33 spune așa cuvântul lui Dumnezeu: o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Amin. Acesta e cuvântul. Chiar dacă ne vine greu să spunem amin la final, dar e o realitate. Cât de neînțeles e Dumnezeu uneori pentru noi. Cu toate acestea avem un om al lui Dumnezeu care își încheie o carte, cartea Habacuc, cu următoarele versete. Și acum versetele astea sunt foarte greu de citit de așa cum trebuie. Le putem citi. Dar mi se par unele dintre cele mai grele versete din Biblie. Să poți să spui, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul. Am observat că motivul din seara aceasta al cântărilor a fost acesta: ne vom bucura chiar dacă. Dar ia să vedem mâine când suntem puși la test. Azi a fost fain să cântăm cântarea. E fain să citim versetele astea. Miercuri seara, cel mai repede după ce am dat îndemn, a trebuit să împlinesc ce am spus pe drum spre casă. Când exact cuvintele pe care le-am spus din fața mea au fost puse la încercare. Și dragii mei, într-adevăr, e fain să cântăm că Dumnezeu e bun, mereu a fost bun cu noi. Dar o să spunem la fel și mâine. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele.
Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Așa își încheie omul lui Dumnezeu Habacuc această carte. Când Dumnezeu pare de neînțeles, dragii mei, când planul lui Dumnezeu pentru noi pare de neînțeles, suntem în acele momente din viața noastră în care ne punem foarte multe întrebări. Și atunci ne întrebăm, de ce suferința trebuie să joace un rol atât de important în viața noastră? De ce eșecul, aparent, face parte din viața noastră dacă suntem copiii lui Dumnezeu? Cum ar trebui să răspund la o suferință din viața mea, aparent fără scop, și la eșecurile repetate, în fața cărora rezist cu greu, pentru că nu văd o logică în ele. Nu găsesc un argument de ce mi se întâmplă. Oare ar trebui să mă rog mai mult? Ar trebui să fac mai mult pentru Dumnezeu? Ar trebui să merg mai mult la biserică? Ar trebui să postez mai mult? Ar trebui să dau mai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu? Ce ar trebui să fac? Ar trebui să am mai multă pasiune pentru Dumnezeu? Ar trebui să studiez mai mult disciplinele spirituale și să le aplic în viața mea? Ăsta e momentul cu care ne confruntăm uneori. Și ne confruntăm cu el deoarece avem impresia că viața noastră de creștini e o viață de victorie. Că noi ar trebui să fim niște oameni victorioși care mergem din victorie în putere, în victorie. Dar ce facem atunci când ne întâlnim cu Dumnezeul de neînțeles? Când ne lovim puternic de acest zid? Când viața ne izbește și nu e atât de victorioasă și așa cum am vrea noi să fie și ne lovește din plin? Și ne lovim din plin de acest moment în care Dumnezeu e de neînțeles pentru noi. Când nu mai face sens și în momentele acelea nu mai avem încredere în Dumnezeu. Și vreau să vă pun o întrebare. Când mergeți la doctor, aveți încredere în doctor? Așa, 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 da, ok. Da, în principiu aveți, nu? Când mergeți cu tramvaiul, aveți încredere în omul care conduce tramvaiul? Aveți, că altfel nu v-ați urca. Când mergeți cu Boltul, cu Uberul, cu taximetristul, cu oricare ar fi, aveți încredere în ei? Oare cum aveți, că altfel nu v-ați urca să mergeți cu ei. Da? Știți ce e foarte interesant? Că avem atât de ușor încredere în om, dar nu în Dumnezeu. În momentele dificile ajungem uneori în viața noastră să avem încredere foarte repede în oameni, dar nu în Dumnezeu, și părăsim foarte repede încrederea noastră în Dumnezeu. Vreau în seara aceasta să vă aduc în fața dumneavoastră trei oameni. Nu voi dezbate cuvânt cu cuvânt pasajul pe care l-am citit, ci vreau să vă mut în trei imagini din cuvântul lui Dumnezeu. Să vă aduc în fața dumneavoastră trei oameni, doi din Vechiul Testament, unul din Noul Testament, doi care, spun eu, n-au procedat bine și unul care a procedat bine, și să învățăm de la ei. Așa, pentru că nu o să avem timp să povestim despre ei, ar fi bine să vă aduceți aminte puțin despre ei. Și primul despre care vreau să vorbesc în seara aceasta este un om pe nume Iona. Când Dumnezeu pare de neînțeles, o prima atitudine care mă caracterizează sau s-ar putea să mă caracterizeze este atitudinea lui Iona. Iona care spune, știu eu mai bine, știu eu mai bine. Când Dumnezeu pare de neînțeles, știu eu mai bine ce am de făcut. În momentul acela te împotrivești și fugi. Pentru că ceea ce Dumnezeu îți transmite, ceea ce Dumnezeu îți cere, ceea ce Dumnezeu îți cere să treci chiar acum prin încercare, prin situația prin care ești, pare de neînțeles, sunt momentele în care spui, ok, Doamne, știu eu mai bine ce am de făcut. Și cum facem lucrul ăsta într-un mod foarte practic? Aș vrea să privim la Iona, în primul rând, în seara aceasta și să vedem cinci elemente cheie în povestea lui care ne duc cu gândul că omul ăsta, deși face greșit, crede ceva, deși face greșit ceea ce face, crede că face bine. Pentru că are impresia că el știe mai bine decât Dumnezeu. Mă uit la Iona și văd că momentul în care se întâlnește cu Dumnezeul de neînțeles, care îl trimite să meargă departe la niniveni și să le vestească atât pocăința, momentul în care Dumnezeu devine de neînțeles pentru el, Iona e profetul care nici nu mai stă de vorbă cu Dumnezeu atunci când planul lui n-are sens pentru el. În momentul în care Dumnezeu nu are sens pentru tine, ajungi să nu mai stai de vorbă cu Dumnezeu.
Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul acela în care planul lui Dumnezeu e de neînțeles pentru el, Iona se ridică și pleacă în direcția opusă. Cu siguranță el aștepta ca Dumnezeul care a vorbit de bine, care a vorbit de prosperitate pentru Israel, acum să vorbească despre distrugere pentru Ninive, care era dușmanul poporului său. Însă Dumnezeu dă o șansă acestui popor și în momentul acesta în care planul lui Dumnezeu nu e conform așteptărilor lui Iona, Iona se ridică și pleacă, spune cuvântul lui Dumnezeu, în direcția opusă. Momentul în care Dumnezeu pare de neînțeles, hai să recunoaștem că e momentul în care nici măcar nu mai stăm de vorbă cu Dumnezeu. De foarte multe ori. Sunt momentele în care venim rar la biserică, sunt momentele în care nu ne mai plecăm pe genunchi să ne rugăm, sunt momentele în care seara acasă nu mai stăm de vorbă cu Dumnezeu pentru că e de neînțeles. Ceea ce Dumnezeu face e de neînțeles. Îmi aduc aminte că, pentru că se lungea momentul căsătoriei mele și ajunsesem la 30 de ani, în ultimii 2 ani de zile, pentru că Dumnezeu părea de neînțeles, nici nu m-am mai rugat pentru căsătorie, atât eram de supărat. O zic asta că poate sunt unii care se confruntă cu asta. Sunt acele momente în care nici nu mai stăm de vorbă cu Dumnezeu. Spune, Doamne, dar nici nu mai are rost să mă rog. Pentru ce să mai stau de vorbă? Asta e situația. Asta face Iona, dragii mei. Nici măcar nu mai stă de vorbă cu Dumnezeu când Dumnezeu e de neînțeles pentru el. 2. Iona avea o luptă și o frământare în inima lui. În momentul în care Dumnezeu e de neînțeles pentru el, Iona nici măcar nu-și împărtășește lupta lui cu Dumnezeul, care nu face sens pentru el. El o să spune, Doamne, ok, mă trimiți acolo, dar uite, am o problemă cu poporul ăsta. Uite, asta e frământarea din inima mea. Uite, tu știi, asta mă frământă pe mine. Mă lupt cu asta, nu pot să merg la ei. Crede-mă, Doamne, nu pot să merg la ei. E omul și e profetul care se urcă în corabie, adoarme și vrea să pleacă, să plece cât mai departe de Dumnezeu. Se împotrivește lui Dumnezeu și nu aduce la cunoștința lui Dumnezeu îngrijorările sale, pentru că e mai ușor să evadeze, să se culce, decât să-și înfrunte problemele, gândurile și emoțiile, decât să vină cu ele înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu, vreau să spun ceva în seara aceasta. Atunci când Dumnezeu pare de neînțeles, continuă să vorbești cu El, dar continuă să-i spui și lupta pe care o ai la nivelul inimii tale. Spune-i, Doamne, uite de ce ești de neînțeles și nu înțeleg de ce nu lucrezi așa. Asta e bătălia mea, asta e lupta mea pe care o am. Un al treilea lucru pe care îl văd la Iona e că în momentul în care se căiește cumva acolo în pântecele peștelui, acea pocăință e superficială pentru el. Se confruntă cu Dumnezeu de neînțeles, e în circumstanțele acelea neplăcute în pântecele peștelui și în momentul acela face o rugăciune a căinței și se pocăiește, spun între ghilimele. De ce? Pentru că pocăința lui nu i-a transformat sufletul. N-a mărturisit niciodată păcatul de a se împotrivi lui Dumnezeu și de a fugi. Când viața devine dificilă, dragii mei, și ne lovim de Dumnezeu de neînțeles, sunt înclinat să mă pocăiesc pentru a-L face pe Dumnezeu ca să-mi dea din nou înapoi binecuvântările pierdute. Imaginează-ți-l pe Iona pierdut libertate, pierdut țărmul, pierdut corabia, pierdut tot ce avea în pântecele peștelui. Face o pocăință doar de dragul recâștigării înapoi a ceea ce a pierdut. În acele momente când Dumnezeu pare de neînțeles, vei fi tentat printre altele să te căiești, să-ți pară rău, să iei decizii doar cu gândul de a-L îndupleca cumva pe Dumnezeu, să-ți dea înapoi ceea ce ai pierdut. Mă duc mai departe și în al patrulea rând văd un Iona, care în final, ieșit afară din pântecele peștelui, merge să vestească la Ninive, dar o face cu o inimă greșită. Pentru că în inima lui încă el dorea ca Dumnezeu să nimicească și să distrugă acest popor. E acel moment în care te-ai confruntat cu Dumnezeu și nu-L înțelegi, faci totuși anumite lucruri pentru că vrei să faci ceva, să faci ceva bine, dar ai făcut cu motivație greșită, nu ești convins. Ai încredere în Dumnezeu deoarece știe ce face și de ce face ceea ce face. Slujește-i cu toată inima. Și tot poposind la Iona, vreau să vă mai spun în ultimul rând în seara aceasta, că privesc la el ca la omul care
împotrivirea și fuga lui era un răspuns față de un Dumnezeu pe care nu-l cunoștea bine. În momentul în care te confrunți cu situația Dumnezeu de neînțeles, vreau să spun întrebarea că s-ar putea să ți se pară de neînțeles, s-ar putea să fugi cât mai departe și să te împotrivești, pentru că de fapt nu-l cunoști pe Dumnezeu cu adevărat. Priviți la Iona, care nu înțelege de ce Dumnezeu nu a vrut să distrugă pe cel mai amenințător dușman al poporului său. În mintea lui Iona era Dumnezeul pe care îl cunoscuse din copilărie, apoi în adolescență, apoi prin profețiile sale, un Dumnezeu victorios, un Dumnezeu care aduce biruință. Dintr-o dată, nu mai e același Dumnezeu pentru el. Nu mai e acel Dumnezeu puternic, acel Dumnezeu pe care îl cunoscuse, ci e dintr-o dată Dumnezeu de neînțeles. Foarte rapid, în momentele dificile din viața noastră, nu mai e Dumnezeul puternic, nu mai e Dumnezeul care e cu noi pe munte, nu mai e Dumnezeul care ne-a făcut bine în fiecare zi, ci dintr-o dată punem eticheta Dumnezeul de neînțeles. Atât de ușor, dragii mei. Dar Dumnezeu îi spune în Iona 4, versetele 10 și 11, atunci și Dumnezeu a zis: ție ți este milă de cucurbetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă, și subliniez acest milă, de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni, care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vită. Și acest milă, dragii mei, era un Dumnezeu care avea o lacrimă în ochi. Aceasta e expresia pe care o folosește cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu se introduce lui Iona în momentul ăsta într-o postură în care nu-l mai cunoscuse niciodată înainte. Și anume Dumnezeul care suferă. Te-ai gândit vreodată că atunci când Dumnezeu e de neînțeles pentru tine, s-ar putea să descoperi o nouă latură a lui Dumnezeu? Dumnezeul care poate până atunci era cel care vindecă, care face minuni, care face dreptate și așa mai departe. În momentele în care devine de neînțeles, s-ar putea să descoperi o nouă latură a lui Dumnezeu pe care poate n-ai cunoscut-o până atunci. S-ar putea ca acolo în încercare să descoperi un Dumnezeu despre care nu mai ai auzit vorbindu-se de la amvon, un Dumnezeu puternic, ci și un Dumnezeu care vine lângă tine și plânge cu tine și varsă o lacrimă. Un Dumnezeu care e lângă tine, pe genunchi. Un Dumnezeu care devine atât de aproape încât simți că e acolo prezent lângă tine. În acele momente când Dumnezeu devine de neînțeles, s-ar putea să descopere o nouă latură a sa. Dragii mei, vreau să închei această imagine a lui Iona și să vă readuc aminte. Iona e omul care în fața unui Dumnezeu de neînțeles are această atitudine: Doamne, știu mai bine ce am de făcut. De aceea se împotrivește și fuge. În al doilea rând, vreau să vă vorbesc în seara aceasta despre Saul. Poate n-ai stat niciodată să te gândești într-un mod atent la Saul. Nu la Pavel, ci la Saul, omul de dinainte. Iată, dragii mei, mă uit la el și văd în el omul care are dorința să facă mai bine. Pot să fac mai bine. Pot să fac mai bine. E momentul în care nu-L înțelegi pe Dumnezeu pentru că distorsionezi și pentru că ostenești, și voi explica imediat. Înainte însă vreau să vă citesc ceva ce mi-a atras atenția într-o postare intitulată "Fă voia lui Dumnezeu, nu lucrarea Lui." Și vreau să fiți un pic atenți. "Fă voia lui Dumnezeu, nu lucrarea Lui." Un om al lui Dumnezeu scrie așa: cu alte cuvinte, putem lucra, să facem sandvișuri, să echilibrăm bugete, să predicăm predici. Dar Domnul este Cel care face ca munca noastră să fie eficientă. El este Cel care oferă hrană, aduce profit și salvează suflete. Rezultatele sunt în mâna Lui. Suntem chemați să facem voia Lui, nu lucrarea Lui. Suntem chemați să facem voia Lui, nu lucrarea Lui. Domnul ne cheamă, dragii mei, să ascultăm și să urmăm ceea ce El ne-a cerut și cum ne-a cerut El. Pentru că 1 Corinteni 13 spune: poți să faci o mulțime de lucruri, dar dacă n-ai dragoste, nu-ți folosește la nimic. Dragii mei, privind spre Saul, Saul e omul care se implică să facă o grămadă de lucruri pentru Dumnezeu, pun între ghilimele. E un om care vrea să facă o grămadă de lucruri pentru Dumnezeu, dar nu Dumnezeu l-a chemat să le facă.
Și Dumnezeu devine de neînțeles, în primul și în primul rând, când vrei să faci ceea ce Dumnezeu nu ți-a cerut să faci. De aceea spun, pot să fac mai bine. În momentele din viața noastră când credem că putem să facem mai bine, s-ar putea ca Dumnezeu să devină de neînțeles. Pentru că atunci când vrei să faci ceea ce Dumnezeu nu ți-a cerut să faci, s-ar putea să ajungi blocat și să nu-L mai înțelegi pe Dumnezeu. Înainte să-L cunoască pe Dumnezeu, Saul a avut o viziune diferită, greșită asupra lui Dumnezeu. După ce îl întâlnește, are o altă viziune. Tocmai de aceea, după ce îl întâlnește, e un alt om. Înainte însă, spune în Faptele Apostolilor 8, versetul 1, că se învoiește la uciderea lui Ștefan. Iată ce credea el că e bine să facă pentru Dumnezeu, pot să fac mai mult pentru Dumnezeu. Ucidem pe Ștefan, pentru că e urmașa lui Hristos. În Faptele Apostolilor 22, 3 și 4 spune că în tinerețe era un om zelos în a-L onora pe Dumnezeu. Cum? Persecutând creștinii. Credea că face bine pentru Dumnezeu și că face mai mult și cu cât va face mai mult, o să fie mai bine. Doamne, pot mai bine să fac pentru Tine. Mai târziu își dă seama de faptul că tot ceea ce crezuse în tinerețe că era bine, era greșit. De ce făcuse toate aceste lucruri? Pentru că de la început era înzestrat cu un temperament înverșunat. Pot să fac mai bine, frate, pot să fac mai bine pentru Dumnezeu. De la început a fost, dragii mei, probabil predispus în natura lui, ca și noi uneori, către o mândrie personală, prin faptul că vrem să demonstrăm că putem să facem pentru Dumnezeu. Putem să facem pentru Dumnezeu. Și datorită acestor motive, ajunge să distorsioneze cuvântul lui Dumnezeu și să spunem că singura religie adevărată e cea a evreilor. Că evreii sunt singurul popor ales al lui Dumnezeu și neamurile nu. Că toți cei ce refuză această religie și-L urmează pe Iisus, trebuie să fie pedepsiți. Vreau să te întreb în seara aceasta, oare ceea ce faci pentru Dumnezeu este și ceea ce ți-a cerut Dumnezeu? Ești sigur că ceea ce vrei să demonstrezi e ceea ce Dumnezeu își cere cu adevărat? Pentru că s-ar putea să te ostenești degeaba. Nu sunt cumva ambițiile tale? Nu e cumva ceea ce tu vrei să faci și nu înțelegi de ce nu-ți merge, de ce nu reușești, Doamne, de ce ești așa de neînțeles în viața mea? Ți-a cerut Dumnezeu să faci lucrurile astea? Chiar dacă ele aparent pentru tine par pentru slava lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, pune-ți întrebarea dacă într-adevăr Dumnezeu ți-a cerut să faci acel bine. Nu dori să arăți, să demonstrezi că tu poți să faci bine. Pentru că s-ar putea să-ți iasă Dumnezeu înainte și să spună ca și lui Saul, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pentru ce faci ceea ce nu vreau de fapt să faci? S-ar putea să ajungi să te lovește Dumnezeul care e de neînțeles. S-ar putea să-ți fi neglijat soția și familia și o grămadă de lucruri din dorința de a face lucruri pentru Dumnezeu și ești în pragul falimentului, ești în pragul divorțului și nu știi ce să mai faci. Oare Dumnezeu ți-a cerut toate lucrurile alea să le faci? Oare Dumnezeu își cere să alergi și familia ta să fie poate neglijată? Doar din dorința de a demonstra că tu poți, că tu ești un superman, că tu ai putere extraordinar de mare să faci pentru Dumnezeu, poți și mai mult pentru Dumnezeu. Și te întreb, de ce, Doamne? De ce familia mea e așa? De ce se întâmplă lucrurile astea? Ești de neînțeles, uite, eu te urmez. Dar ți-a cerut Dumnezeu să faci toate astea? Asta e întrebarea pe care trebuie să ne-o punem, dragii mei. Pentru că ajungem să spunem că Dumnezeu e de neînțeles, dar acel pot să fac mai mult, pot să fac pentru Hristos, pot să fac mai bine, e ceea ce Dumnezeu ți-a cerut. Apoi, stând tot la Saul, vreau să mai vedem încă un lucru, însă înainte de asta, mi-am adus aminte de poezia Birjaru, probabil că aproape toți o știți. Aduceți aminte cum e ilustrat în poezia Birjarul acel om care ia și el un client de la gară de undeva să-l ducă și clientul îi spune mă duci, dar uite mă duci la destinația aia, o iei așa, pe strada aia, pe cealaltă și îi dă direcții și la un moment dat Birjarul nostru dă și gonește și să arate el și să mai duc un pic și pe altă stradă să-i arate cât de tare e calul lui, cât de bine merge, ce frumos e orașul lui. Și la un moment dat ceilalți birjari care trec pe lângă el se uită și toți zic, bă, tu unde gonești așa? Unde? Am client și mă duc înainte. Și la un moment dat realizează că clientul e plecat de mult din birja lui. De ce? Pentru că nu respectase traseul pe care dorit să meargă. Intenția lui părea bine, să-l impresioneze, să arate cât de repede poate să ajungă la destinație. Ce frumos e orașul lui! Dar nu era ceea ce clientul său ceruse. De aceea, dragul meu, gândește-te bine
că Dumnezeu poate deveni de neînțeles pentru tine, pentru că faci lucruri pe care nu ți le-a cerut Dumnezeu. Apoi, așa cum spuneam, mai meditând încă un lucru la Saul, e acel moment când vrei să faci mai mult bine ca să primești bine. O viață, dragii mei, creștină suficient de bună. Romani 8:28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Vreau să-l vedem pe Saul, care înainte să se convertească înțelege binele într-un fel, versus Pavel, care înțelege binele după ce e convertit într-un alt fel. Binele pe care mă aștept eu versus binele pe care lucrează Dumnezeu. Binele pe care îl credea Saul că îl face și pe care îl aștepta să primească, o să fac foarte mult pentru Dumnezeu și o să fiu răsplătit, versus ceea ce crede Pavel mai târziu. Versetul 29 din Romani 8 spune: binele la care lucrează Dumnezeu este să fim asemeni chipului său. Însă, creștinismul modern adoptă un optimism din acesta fals și forțat, și aș vrea să fiți puțin atenți aici. Un creștin autentic trebuie să fie binecuvântat. Nu ziceți amin aici. Dar asta e ideologia. Un creștin adevărat trebuie să fie binecuvântat. Dacă nu e binecuvântat, e o problemă cu el. Dragii mei, spune, noi trebuie să fim mereu bucuroși și zâmbitori. Dar a promis Dumnezeu undeva că noi o să fim mai bucuroși? Ne-a promis că vom zâmbi, dar printre lacrimi. Nu ne-a promis Dumnezeu că ne va merge numai bine. Tânărul Saul, zelos în a face cât mai bine pentru a fi răsplătit, versus Pavel de mai târziu. Uitați ce spune Pavel mai târziu în Filipeni 1:29. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și o duceți bine, să fiți binecuvântați. Să nu mai puteți de bine. Nu, spune să pătimiți pentru El. Apoi în 2 Timotei 3:12 spune: de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dragii mei, iată imaginea adevărată a creștinului. Nu e nici de cum acelui care vine în biserică plin de o bucurie că lui merge bine, victorios, că face numai bine și uite ce bine primește, că slujește lui Dumnezeu și uite cât de binecuvântat e el, ce fețe de oameni victorioși în biserică. Nici de cum. Nici de cum. Nu e asta imaginea, dragii mei. Care e atunci răspunsul la viața din belșug pe care o promite Dumnezeu? Acceptă calea lui și vei trăi pentru o eternitate o viață din belșug. Iată, dragii mei, uitați-vă la musulmani care cred că cu cât fac mai mult, cu cât omoară mai mult, cu cât distrug mai mult, vor fi răsplătiți mai mult. Creștinismul n-are o astfel de idee. Cu cât vei face mai mult pentru Dumnezeu, cu atât vei primi mai bine aici, prin faptele tale, prin eforturile tale, prin ceea ce faci. Nu încerca să faci mai bine pentru a primi bine. Atenție, asta nu înseamnă că nu vei lucra pentru Dumnezeu, da? Să ne înțelegem. Nu vreau să înțelegeți greșit, dar avea în minte gândul acesta că voi face cât mai mult pentru a primi cât mai bine, s-ar putea să fii dezamăgit, pentru că nu vei primi întotdeauna bine. Și atunci Dumnezeu devine de neînțeles pentru tine. Închei imaginea lui Saul și vreau să mă mut la al treilea, spre care vreau să vă îndrept ochii în seara aceasta și cu care vreau să plecați acasă. Un om care nu spune, știu mai bine. Nu spune nici pot să fac mai bine. Un om care spune, nu e nimic mai bun. Nu e nimic mai bun. Un om care în fața unui Dumnezeu de neînțeles tremură și are încredere. Vreau să-ți spun că povestea mică, și te rog să mă asculți, povestea mică pe care o putem urmări aici și care se desfășoară în jurul nostru, povestea asta pe care o vedem, e una mică. Are multe capitole, unele plăcute, altele mai puțin plăcute. Însă în fiecare moment se desfășoară o poveste mai largă, mai mare, care a lui Dumnezeu și e vizibilă doar prin ochii credinței. Povestea pe care o văd aici sub ochii mei, lucrurile pe care mi-i dat să le văd, sunt o poveste mică, dintr-o poveste largă și mare, care își are rădăcinile în Dumnezeu și care se desfășoară cu voia Lui.
Tremurăm în povestea noastră asta mică, dar avem încredere în Dumnezeu că El spune o poveste mai largă, una despre care veșnicia va dovedi că a fost bună. Vreau să-ți aduc aminte puțin despre Habacuc. Spre deosebire de Saul și de Iona, Habacuc știe că atunci când el și Dumnezeu au opinii diferite despre ceva, el trebuie să tacă și să asculte de Dumnezeu. Habacuc, când planul lui Dumnezeu l-a turburat, intră într-o călătorie de la frică spre credință. După cum sunt de acord cei mai mulți comentatori, el a trăit în vremurile și a slujit în vremurile din urmă, în zilele din urmă ale împăratului Ioachim. Ioachim este acel împărat despre care cuvântul lui Dumnezeu spune că a tăiat cartea cu briceagul logofătului. A aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. În acea carte, Ieremia scrisese ceea ce Dumnezeu avea să facă. Și anume că Babilonul va distruge pe Iuda. Dar în Ieremia 36 îl vedem pe Ioachim că nu era curios să audă vești rele, că Iuda va fi nimicit. Și ia cartea, o distruge și o arde. Dar în perioada stăpânirii, spune cuvântul lui Dumnezeu, că Iuda a fost în cea mai joasă formă de imoralitate și violență. Și Habacuc, omul lui Dumnezeu, vede totul. Și își pune întrebarea, cum putea Dumnezeu să îndure și să vadă răul în poporul său? Era o povară grea de dus pentru el. Timpul trecea și Dumnezeu nu făcea nimic și Habacuc se ruga. Câți dintre noi nu suntem în situația asta? Trece timpul, deși ne-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu nu intervine și nu face nimic. La un moment dat își pune întrebarea, ești un Dumnezeu căruia îi pasă de poporul său? Cum poți tu, Doamne, să vezi păcatul? Mai mult, cum te poate reprezenta păcatul? Și e lupta pe care o duce. Și Dumnezeu îi răspunde, îți este greu să înțelegi, Habacuc, de ce nu intervin, dar îți va fi mai greu să înțelegi că voi folosi un popor mai rău decât poporul meu, și anume pe cei din Babilon, să pedepsesc răul din națiune. Habacuc, dragii mei, putea să facă ca și Iona, să-și dea demisia și să fugă din slujba lui ca profet. Și zic că nu înțeleg pe Dumnezeu. Putea să facă ca și Saul, să-i adune pe toți cei răi, să-i lege, să-i închidă, să-i omoare, să facă dreptatele și să spele mâinile de orice sentiment de vinovăție, crezând că face lucrarea lui Dumnezeu, că a stârpit tot răul. Dar nu face asta. Putea să-și închidă inima și să nu se mai gândească la nimic, ci să-și vadă de viața lui. N-a făcut asta, dragii mei. Și-a amintit de cine știa că este Dumnezeu. Habacuc 1 cu 12 și-a amintit că Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul său. Apoi spune, ochii tăi sunt așa de curați în versetul 13, că nu pot să vadă răul și nu pot să privească nelegiuirea. Putea să facă multe alte lucruri în fața unui Dumnezeu de neînțeles. Dar Habacuc și-a închis, dragii mei, gura. Și și-a deschis urechile, dornic să audă ce avea să spune Dumnezeu. Poți să subliniezi asta? În momentele când Dumnezeu e de neînțeles, închideți gura și deschideți urechile să vezi ce are Dumnezeu să-ți spună. Spune în versetul 1 din capitolul 2, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Și într-o dată trece de la plângere la așteptare. Și a depășit condițiile, dragii mei, și a urcat în turn, mai sus de cele ce se întâmplau în jurul său, în poziția din care putea să-L audă pe Dumnezeu și nu ce se întâmplă în jurul lui. Și ce aude Habacuc? Ce aude Habacuc în momentul în care se aude? Se urcă acolo sus. Și ăsta e răspunsul pe care îl dăm pentru Iona. Pentru că Iona e cel care spune, știu, Doamne, să fac mai bine. Habacuc, din contră, se urcă să audă. Ce aude? În versetul 2 spune, oricine va citi ce va scrie Habacuc, va găsi putere să meargă înainte. Dumnezeu avea să-i spună, Habacuc, ai încredere că ce se întâmplă acum se va scrie despre asta și oricine va citi lucrul acesta va găsi putere să meargă înainte. Ce aude în versetul 3? Dumnezeu avea să-i spună, povestea mare se desfășoară, Habacuc, întotdeauna, dar tu așteaptă. Poți să dai la următorul slide. Dar tu așteaptă. Că e o prorocie a cărei vreme pare că întârzie. Dar tu așteaptă. Pentru că povestea mare se derulează.
Apoi în versetul 4 spune: e vai de oamenii care interpretează viața doar prin prisma ceea ce văd și înțeleg cu mintea lor îngustă, dar ferice de cei neprihăniți. Ce mai aude Habacuc, versetele 6 până la 19, că Dumnezeu folosește uneori răul pentru ca frumusețea poveștii mari să meargă înainte. Da, Dumnezeu poate folosi uneori răul pentru ca frumusețea poveștii mari să meargă înainte. Asta aude el. Da, mă pot folosi uneori de acest popor pentru că vreau să scriu o poveste mare, frumoasă, pentru, despre care vreau să spun că vreau să meargă înainte. În versetul 20 ce mai aude? Taci înaintea lui, spune. Nu ai dreptul să scrii sau să direcționezi povestea mare și te rog să reții lucrul acesta. Cine sunt eu să rescriu sau să direcționez povestea mare pe care a scris-o Dumnezeu? Rămâi credincios chiar dacă uneori ești confuz. Eu n-am dreptul să scriu povestea mare pe care Dumnezeu a scris-o. Cine sunt eu? Tac, tremur, dar mă încred în Dumnezeu. Apoi vreau să vedem ce face Habacuc și răspunsul pentru Saul, pentru că el spunea: pot să fac mai bine. Știi ce face? Nu se mai plânge. Privește spre Dumnezeu, pentru că știe că e credincios, chiar dacă uneori lucrează prin metode interesante. Îl vede pe Dumnezeul iubirii că e milos, chiar și atunci când face dreptate. Dumnezeu are milă. Devine plin de pasiune umilă, stârnită de conștientizarea slavei lui Dumnezeu, a puterii sale irezistibile. Ajunge convins de dragostea lui Dumnezeu pentru poporul său. De ce? Pentru că știe că mereu și mereu Dumnezeu le vorbește despre mântuire. Și apoi, ce mai face? Nu spune: o să fac mai mult, o să alerg mai mult. Ci se lipește tare de Dumnezeu încât tremură și are încredere. Și scrie: chiar dacă voi sta lipit de Dumnezeu. Vreau să spun, apropiindu-mă de încheiere, că dificultățile prin care treci te aliniază la gândirea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 10:13 spune: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Știți ce înseamnă această ispită? E o provocare, dragii mei. Dificultățile prin care trecem ne împing înspre o răscruce, ne împing, dacă vreți, să trecem prin trecerea de, peste trecerea de pieton pe partea cealaltă. Răscrucea în fața căreia suntem are două direcții. Sunt împins acolo și trebuie să iau decizia. O să acord prioritate în încercare și în suferință, și atunci când momentele alea de presiune par de neînțeles pentru noi, o să acord prioritate să descoper pe Dumnezeu mai mult, sau voi face orice, mă voi ruga, voi posti, voi insista, orice care îmi promite că îmi va aduce lucrurile bune înapoi. Repet, provocarea, ispita, ne împinge în fața răscrucii în care suntem puși să alegem. O să merg înainte cu Dumnezeu și o să-L descoper mai mult pe Dumnezeu și o să descoper natura lui Dumnezeu și o să văd cum lucrează El, cum e El cu mine în încercare, cum mă călăuzește El. Mă voi încrede mai mult în El pentru că mă voi lipi mai mult de El. Sau voi spune: nu, Doamne, voi face orice, voi posti, voi insista, orice, numai să-mi dai ce-am pierdut înapoi. Dragul meu, Pavel era în închisoare, putea să se lepede ușor de Iisus Hristos și seara să fie din nou cu prietenii lui, dar a ales să-și piardă viața pentru a o salva. Ce reprezintă viața pentru tine? Pentru Pavel, viața însemna să-L iubească pe Dumnezeu. Când viața ne e puțin lovită de o problemă, ne rugăm așa: Doamne, transformă circunstanțele vieții mele ca să mă pot simți din nou bine. Doamne, fă ceva ca să fiu din nou bine, să o pot duce din nou bine. Romani 12:2 spune: să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Nu vorbește, dragii mei, aici de transformarea circumstanțelor, ci a sufletului și a minții noastre.
Ce promovează acest veac? Succesul, starea de bine, materialismul, să o duci bine. Știi ce îmi spuneau oamenii în trecut, chiar și liderilor religioși în Isaia 30, de la 19 la 11? Scrie că poporul acesta este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte legea lui Dumnezeu, care zic văzătorilor să nu vedeți și prorocilor să nu prorociți adevăruri, ci spuneți-ne lucruri măgulitoare, care ne plac. Prorociți-ne lucruri închipuite. Abateți-vă din drum, dați-vă în lături de pe cărare, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Dragul meu, Dumnezeu gândește într-un fel despre ce înseamnă viața din belșug. Și noi am vrea mereu să auzim că Dumnezeu ne face bine, că ne e bine, că ne merge bine. Dar noi gândim în felul nostru și Dumnezeu în felul Lui. Până când nu ne aliniem la gândirea lui Dumnezeu, dificultățile vor veni mereu și mereu în viața noastră. Până când nu suntem în stare să ne aliniem la gândirea Lui, Dumnezeu ne va lăsa din nou. Vom fi strânși din nou. E atât de bine în viața noastră când Dumnezeu pare prezent. E așa de ușor și viața e ușoară și când ne merge bine. Când apar greutățile în viața noastră, cerul tace, cerul de plumb, dintr-o dată suntem bacovinie. Îți dai seama că Dumnezeu n-a promis că va repara ceea ce ți s-a stricat neapărat și că îți va merge viața din nou cum ți-a mers înainte. Simți că parcă ești pe cont propriu în momentele acelea și te întreb dacă ai putere și înțelepciune să gestionezi eficient situația. Iacov 1:2 spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și în 1:4 spune, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrare pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ai vrea să devii matur. Ai vrea să devii matur. Știi că e un lucru bun și îți dorești și tu asta să crești. Dar pe moment îți dorești ca viața ta să-ți meargă bine. Și asta e lupta pe care o avem cu toți. Îmi doresc să fiu mai matur, să am mai multă credință, să fiu mai puternic, dar pe moment, Doamne, lasă în viață să meargă bine, așa cum e. Vreau să spun ceva. Nu poți să devii matur în vremuri bune. Dacă te întrebai, poți să devin în vremuri bune? Poți să crești din punct de vedere spiritual în vremuri bune? Nu. N-ai cum să crești. O ușă, dragii mei, începe să se deschidă către sufletul tău baricadat, pe care doar Iisus intră în momentul încercării. Dacă facem alegerea greșită să ținem închisă ușa sufletului nostru până la o altă dată, pierdem ocazia ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să intre și să înceapă să lucreze în noi transformare. Realizăm, dragii mei, cât de înclinați suntem să cerem de plină satisfacție pe pământul ăsta, acum, și orice plăcere care ne răsfață sufletele noastre și de dragul lor, suntem dispuși să facem orice, numai ca să ne fie bine. Dar omul lui Dumnezeu spune, tremur și am încredere. Vreau să ne apropiem de un moment de rugăciune și de chemare. Un moment de cercetare în care vreau să te provoc. Când ai fost ultima dată în fața unei situații în care ai spus, Dumnezeu, e de neînțeles. Tremur! Tremur! Dragii mei, nu trebuie să pretindem că totul e pe placul nostru, că nu este. Nu ne place uneori. Și e greu și dificil. Dar trebuie să înfruntăm adevărul dur, că Dumnezeu poate permite uneori în viața noastră suferință, în viața oamenilor pe care îi iubește, din două motive. În primul rând, ca să ne determine să așteptăm cu nerăbdare viața fără probleme de dincolo, de care ne vom bucura pentru totdeauna alături de Iisus. Și în al doilea rând, ca să ne facă să descoperim puterea Duhului Sfânt de a iubi ca Iisus în orice circunstanță a vieții noastre. Și acum hai să te rog, să te provoc să te gândești la ceva. Noi spunem că Dumnezeu e Cel care ne iubește în orice circunstanță, așa-i? E iubirea care o emană către noi. Ne iubește întotdeauna. Tu mereu ai fost cu mine, am cântat. Oare n-ar trebui să arătăm și noi iubire întotdeauna față de El? N-ar trebui să răspundem cu aceeași iubire? De ce când ne lovește și ne lovim de Dumnezeu de neînțeles, iubirea noastră pentru El numai, oare așa face El când noi întoarcem spatele?
N-ar trebui, dragii mei, să-L iubim din nou și noi, așa cum ne iubește El. Nu uita, dragul meu, că trăiești într-o lume căzută și care, în care n-are cum să îți meargă bine. Crede că povestea asta mică de aici e o părticică din povestea mare pe care Dumnezeu o scrie pentru tine. Tremuri, ca și Habacuc. Amintește-ți că Dumnezeu nu ți-a promis că te va proteja de orice te putea teme, dar ți-a promis că îți va da harul necesar să mergi înainte și să trăiești cu speranță. Habacuc spunea tremur, pentru că ce poate să vină e într-adevăr de tremurat. Și în Habacuc 3:16 spune: când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele. Îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta întăcerea ziua necazului? Ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Da, tremur și recunosc. Însă, am încredere. Am încredere că suferința nu va avea ultimul cuvânt în viața mea. Am încredere că dușmanul, Babilonul, într-o zi va fi învins. Și a fost învins. A fost, slăvit să fie Domnul. Și Habacuc avea să spună: chiar dacă orice binecuvântare ce mi-aduce bucurie pământească îmi va fi luată, eu mă voi încrede în Domnul. De aceea spune: chiar dacă smochinul nu va înflori, toate astea sunt aceste binecuvântări ce mi-aduc bucurie pe acest pământ. Și spune omului Dumnezeu: chiar dacă aceste bucurii sunt luate, aleg să mă încred în Domnul. De ce să mă încred? Pentru ce mă voi încrede? Pentru că îmi va da înapoi binecuvântările? Mă încred în El pentru că deși le pierd sau nu le am, mi le va da înapoi Dumnezeu? Nu! Nu! Nu pentru viața de acum, ci pentru viața viitoare. Nu pentru povestea care o văd acum, ci pentru povestea pe care o scrie El, slăvit să fie Domnul. Pentru aceea mă încred în El. Dragul meu, pentru ce te încrezi în Dumnezeu? Doar ca să-ți redea binecuvântările? Doar ca să-ți redea sănătatea? Doar ca să-ți redea bucurile acestea pe care le ai? Spune o cântare: nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, cât mi-e dor, Doamne, de Tine. Oh, aleluia! Mă încred în El. Tremur, pentru că știu că nu-i nimic mai bun decât El. Încrederea mea e în Dumnezeu. Ce faci în fața momentelor în care Dumnezeu e de neînțeles? Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să intrăm într-o rugăciune și aș vrea să provoc, dacă sunt persoane care în aceste zile tremură, care în aceste zile au teamă de ceea ce văd în jurul lor, de ceea ce au pierdut, de ceea ce nu mai au, de ceea ce le-a fost luat, și poate sunt în fața unei circumstanțe de genul: Dumnezeu nu mai are niciun sens pentru mine, nu mai găsesc nicio explicație. Aș vrea să te provoc în seara aceasta să ne faci un semn, să vii în față, pentru că vrem să ne rugăm pentru tine. În seara aceasta Dumnezeu îți aduce aminte că e Dumnezeul care nu ți-a promis că îți va fi numai bine pe pământul acesta, ci ți-a promis că va fi cu tine. Isaia 40:27-28 spune așa: pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israel, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Domnului meu? Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeu cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. Pentru ce zici, Dumnezeu e de neînțeles? N-ai auzit că Dumnezeu a fost și va fi cu noi, slăvit să fie El? După 20 de ani vă mărturisesc că n-am un răspuns la întrebarea de ce mi l-a luat Dumnezeu pe tatei. De ce l-am primit în sicriul ăla în 24 decembrie și n-am un răspuns? Dar tac, tremur și aleg să mă încred în El. Asta am făcut și o voi face în continuare. N-am răspuns la o grămadă din situațiile din viața mea, dar am înțeles că Dumnezeu, deși eu aici văd o poveste mică, scrie în cer o poveste mare, o poveste frumoasă.
Probabil că în seara asta n-ai răspuns la o grămadă de întrebări și la o grămadă de situații prin care treci, dar Dumnezeu în aceste momente lucrează la maturitatea ta spirituală. Dumnezeu te ridică încă o treaptă și încă o treaptă. Stăteam de vorbă cu un frate care era în căruciorul cu rotile și spunea, a murit anul trecut și spunea, Beni, mi-a spus Dumnezeu cândva te voi urca două trepte. Și credeam că o să fiu promovat în biserică. Și credeam că o să devin, nu știu, mare lucrare lui Dumnezeu. Dar târziu am înțeles că cele două trepte au fost două suferințe mari prin care am trecut, în urma cărora Dumnezeu avea să mă maturizeze și să mă crească încă un pas și încă un pas din punct de vedere spiritual. Slăvit să fie Domnul! Dacă în seara aceasta te afli în fața unei situații în care spui nu mai are niciun sens Dumnezeu pentru mine, nu-L înțeleg, te rog frumos, vină în față și ne vom ruga pentru tine sau măcar fă-ne un semn, pentru că aș vrea să intrăm cu toată biserica în această rugăciune în care să cerem Domnului putere pentru cei care sunt în față la astfel de situații. Ce folos să fi venit astăzi la biserică și să nu pleci plin de speranță că Dumnezeu e cu tine? Ce folos să pleci înapoi acasă spunând Dumnezeu n-are în continuare sens pentru mine? Ce folos ar fi să fi venit aici și să fie totul în zadar? Haideți să intrăm în această rugăciune. Dacă e cineva mai întreb ultima dată, ridic o mână și ne vom ruga pentru tine. Ne vom ruga pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea putere. Haideți să intrăm cu toții în această rugăciune și să spunem, Doamne, tremurăm înaintea Ta, dar avem încredere că Tu ești cu noi, chiar dacă.